vedem ce se întâmplă în aventura noastră. Niciodată nu suntem în timp. Da, bă, lasă vad Ardealul ce se întâmplă, nu? Încă o zi în București. Hello! Din nou! Din nou merg la București, în concluzie. Deci cred că în ultimii ani nu am fost atât de des pe cum mă duc acum la București. În două luni de zile deja e a cincea oră când ajung la București. Dar de data asta merg cu un alt scop și mai interesant. O să ne vedem pe Pro TV, la emisiunea Vorbește Lumea. O să avem și alte activități pe lângă această emisiune. Alexandra, colega mea, în spatele camerei. Chiar dacă ea nu zice nimic acolo. Hello! Nu mă duc singură de data asta. Așa că o să vă luăm cu noi peste tot, inclusiv mâine live, când vom face mișcare. Așa că hai să vedem ce se întâmplă în aventura noastră. Mai ales mâine live. Mai ales mâine, exact. Și acum mi-am amintit că am uitat bezele elastice. Pe unde suntem? Aproape de Brașov. Aproape de Brașov. Și mi-a mulțit piciorul drept, că tot stau și tot nu merge mai mult. Da, ați văzut ce coadă e în față, ce să fac, stau. Dar eu zic că ajungem în timp, pentru că n-am mers pe Valea Oltului, n-am văzut atâtea știri că se stă mult. Noi am mers pe varianta asta, dar țin să precizez că Waze-ul ne-a băgat prin altă parte și am ocolit un pic mai mult. Dar am stat la povești, nu ne-am dat seama. Am mai băgut încă o cafea, ca să nu ne dăm seama că ne este somn. Așa că ne continuăm drumul. Și, cum zice Ale, zi Ale, ce trebuie să mai zic? Încă o dată ne vedem mâine la Pro TV. Bine, pe când o să postăm asta o să fie în trecut, dar... Exact, nu contează. O să vă arătăm. O să punem multe imagini de la Pro TV. Da, exact, mă bazez pe Ale. Da, facem. O să fie. Da. Ne vedem. Și într-un final am ajuns la București, ne îndreptăm spre cazare. A fost un drum destul de lung și obositor, evident ca toate drumurile din România. Așa că ne vedem pe mâine dimineață! Ce facem? Îngrabă! Hai că suntem aproximativ în timp. Niciodată nu suntem în timp. Dar spune-le, de ce nu suntem în timp? Că ne trebuie elastice. Da. Că cineva le uită. Și am vorbit cu el de ele înainte să plecăm. Degeaba. Asta e viața mea. Lasă că ne încadrăm. În București niciodată nu te încadrezi. Mă simt acum ca și o vedetă. Păi, mergi la televiziune. Da, exact. De acum ce nu stai să vă dau un autograf, mine. Glumesc. Da, îmi curge nasul de la fund de ten. Și asta e nasol pentru o femeie. Foarte nasol. Și după cum se aude, am vocea răgușită și am o pastilă prin aia de gât. Să sperăm că îmi revin. Dar eu sunt veșnic cu vocea răgușită, așa mi-a spus un prieten. I got the milk money. Cum a fost la Vorbește Lumea? Eu am transpirat puțin. Eu transpirat un pic mai mult. Am văzut. Abia aștept să pun imaginile. I-am pus la treabă. Lasă vad Ardealul ce se întâmplă, nu? Exact. Ce vine aici că un pic să se miște? Nu, toată lumea trebuia să se miște. A fost foarte fain. A fost foarte puțin. Eu mă așteptam să-i dau un pic mai mult acolo de antrenament. Dar data viitoare. A fost super tare. Și ai văzut că toată lumea zic că ne mai așteaptă? Normal. Noi suntem mândri noi, ăștia noștri de acolo. Da. Da, o să vedeți imaginile și îți mândră de asta mică din spate. Nu vrea să iasă să se vadă, dar eu îți mândră de ea, pentru că o idee a ei a nu fost. Nu pot așa. Nu pot, uite ce frumoasă ești. Ne vedem în continuare, că mai avem o zi plină. Ăsta ne-e răsfățul de dimineață. Uite că acum o vedem și pe Ale. În sfârșit o vedem și pe Ale. Ea mănâncă mai sănătos ca mine.
și suntem la Hard Rock. Așa, așa. Exact. Azi, Mele, cum te simți? Foarte mândră de tine. Ce e de tine? E rupt. Normal. Normal. Ce fai? Iar și te grăbești. Stai că te-am luat așa prea aproape. Eu? Nu. Niciodată. Uite ce relaxat ăsta. Da. Da, veșnică spre fugă, veșnică cu... Hai, cu herupul. Ce să fac? Urcă-mă de club. Tu faci și aici running cu mine. Un pic. Iar un lift. Dar liftul ăsta e frumos. Uite, mă pot vedea în oglindă. Da, aici mă voi și eu. Exact, uite. Mergem la cină, mergem să ne întâlnim din nou cu Oana. Cred că Oana e sătulă de mine când m-a văzut anul ăsta. Mergem să păpăm ceva bun într-un local foarte frumos și tare drag mie. Și după aia e gata seara. Suficient pe astăzi. Și mâncăm ceva dulce azi. Nu. Da, iar se grăbește, se vede. Iar te grăbești, se vede. Fă o piruetă. Hai că astea pe fugă piruetă. Bună dimineața. Mi somn. Mi grav de somn. Dar încă o zi în București. O să beau două guri de coffee și fresh. Sper, acum caut o muzică să mă trezesc. Dar nu găsesc nimic în playlist-ul ăsta. Hai că ne revenim, hai. Vă purtăm și astăzi cu noi peste tot. În principiu astăzi e zi de mișcare. Bine, nu acum că stăm în trafic. Dar în principiu e zi de mișcare. Azi pe toată lumea provoc la sport. Și chiar mă duc și bat la ușa lor să facă sport. O să vedeți. Și înainte de a pleca spre Cluj, evident că a trebuit să fac o oprire pe la fete. M-am întâlnit cu Anca, i-am bătut chiar la ușă pentru a face mișcare. Și pentru a corecta anumite exerciții ce nu am reușit să le corectez pe parcursul orilor de online. Hello, the vlog. Bună dimineața! Mai fresh, cred. Sau mă forțez să fiu fresh. Încă o zi în București. Încă o zi. Și uite ce vreme frumoasă e acum în București. E superbă, normal, plecăm noi acasă. Da. Să ducem vremea asta la Cluj. Da, sper. Mergem la alte filmări, alte și alte filmări, iar mă duc în parcul Herăstrău, cred că deja știu parcul ăla, toate colțurile și toate străduțele. Și ne-a mai venit nouă idee trăznită să mai facem o oprire pe undeva pe drum, dar o să vă arătăm ce mai facem. Ieri n-am avut timp să vă povestesc, am fost într-o întreagă nebunie, după care n-am mai avut chef să vorbesc deloc, n-am mai fost cu cine. Cu tot că am ajuns târziu aseară acasă, again. Ne-am pus târziu la somn, ca de obicei. Deci așa că vă purtăm și astăzi cu noi și să vedeți că în continuare chinui oamenii. Așa cum spuneam, am făcut așa un check la toate fetele, am luat acum pe Teodora în parc. Am făcut și câteva filmări pentru a le posta pe YouTube cât și pe Instagram. Așa un scurt antrenament ce unde puteți face și voi, fie afară sau în concediu sau chiar și acasă. Nici Laura nu a scăpat, cu tot că de fiecare dată când ajung în București o iau la un scurt antrenament, așa că înainte cu o zi am făcut cu ea deja un antrenament, astăzi era cu febră musculară, dar toate antrenamentele sunt fun și important e să-ți găsești omul potrivit.